Salut! În continuare voi prezenta robotul pentru tuns gazonul Parkside PMRA 20 lui Yahoo. Vei putea vedea ce este în cutie, cum se ansamblează, cum se instalează, cât de bine tunde și de ce am fost nevoit să-l înlocuiesc. Robotul este destinat tunderii peluzelor cu o suprafață de până la 500 m pătrați, are lățime de tăiere de 18 cm și înălțimea reglabilă între 25 și 60 mm. Este alimentat de o baterie de 20V și 2A din seria X20V, care se încarcă în aproximativ 30 de minute. Cu o încărcare poate să tundă până la 45 de minute, fiind necesare 5 încărcări pentru tunderea unei peluze de 200 de metri pătrați și până la 12 încărcări pentru cele de 500 de metri pătrați. Robotul este livrat cu toate elementele necesare instalării. Cablul pentru delimitare, cu lungimea de 130 de metri, 200 de culige din material plastic pentru fixarea cablului perimetral și 6 cuie metalice pentru fixarea stației de încărcare. Alimentatorul și stația de încărcare. Cablul de alimentare are un conector cu garnitură de tranșare și lungimea de 3 metri. Șuruburile din oțel inoxidabil pentru montarea încărcătorului pe platforma de parcare. Acestea sunt toate elementele pe care le-am găsit în cutie. Documentația, platforma cu stația de încărcare, protecția metalică, cuiele și cârligele de fixare, cablul perimetral și robotul. Asamblarea constă în montarea cu cele 4 șuruburi a stației de încărcare pe platforma de parcare. Compartimentul acumulatorului. Robotul este livrat cu acumulator de 20V și 2A, însă este compatibil și cu acumulatorii mai puternici din seria X20V. Nu am testat funcționarea cu alți acumulatori, dar variantele de 4A și de 8A par să se potrivească. Lista completă cu acumulatorii compatibili este în manualul de utilizare. Cuțitele sunt reversibile și ușor de înlocuit. Butonul pentru oprirea de urgență. Rozeta pentru reglarea înălțimii de tăiere. Codul PIN are 4 cifre, însă sunt doar de la 1 la 4. O atenție deosebită trebuie acordată instalării cablului de delimitare. Acesta este polarizat, capătul legat la borna plus trebuie să treacă pe substația de încărcare, iar area de lucru trebuie să fie în partea dreaptă a bazei, privită de la intrarea pentru robot. În timpul instalării, cablul nu trebuie să se intersecteze. Pentru a vedea clar care sunt distanțele optime necesare între cablu și diverse obstacole, am ales să fac o instalare provizorie pe o suprafață mai mică. Astfel, după ce înțeleg cât de bine pot modalitatea de funcționare, o să fac instalarea definitivă. Baza este prevăzută cu un canal special pentru trecerea cablului de delimitare, astfel încât acesta să rămână pe mijloc. Distanța între cablu și gard sau alte obstacole trebuie să fie de minim 30 de cm. Pentru prima probă, am încercat să fac această distanță cât mai mică pentru a rămâne mai puțină margine netunsă. Montajul protecției metalice, așa cum am descoperit ceva mai târziu, trebuie să fie mai în față, la următoarea gaură. Baza se fixează cu cele 6 cuie metalice. Cablul perimetral trebuie să fie bine întins pentru a nu fi tăiat. În timp, acesta va fi acoperit de frunzele gazonului.
Unghiurile de 90 de grade trebuie împărțite în două unghiuri de 45 de grade. La final, se taie cablul la lungimea potrivită și se conectează la borna minus. Culoarea verde indică alimentarea cu tensiune, iar culoarea roșie indică încărcarea acumulatorului. Robotul nu va începe să tundă dacă bateria nu este încărcată minim 80%. Pentru probe, vă recomand să reglați la înălțimea maximă de tăiere, pentru a evita eventuale obstacole. În acest caz, distanța între fir și obstacol este prea mică. La instalarea finală, voi mai adăuga probabil 10 cm. Robotul tunde bine, folosind rute aleatorii cu unghiuri de întoarcere diferite. Obstacolele ușoare nu sunt detectate fiind împinse. La descărcarea bateriei, la terminarea programului, la cerere sau în timpul ploii, robotul trebuie să întoarcă la bază. Pentru aceasta se deplasează înainte până la cablul perimetral, după care îl urmează, în sensul acelor de ceasornic, până la stația de încărcare. Pentru a testa această funcție, dar și pentru a vedea dacă sunt necesare schimbări pentru instalarea finală, am apăsat butonul de întoarcere acasă. Din păcate, aparatul pe care l-am cumpărat s-a blocat imediat ce a ajuns deasupra cablului perimetral și nu a mai reușit să se întoarcă la stație. S-a întâmplat același lucru chiar și atunci când întâmplător se afla cu o roată în stația de încărcare. Așa cum se poate observa, nu este niciun obstacol care să împiedice virarea spre stație. L-am resetat, am sunat la servis, însă nu am reușit să remediez această problemă. Am încercat să activez întoarcerea la bază, simulând ploaia. După ceva timp, robotul a detectat apa. A întrerupt tunderea și a pornit spre bază. Însă și de această dată s-a blocat imediat ce a ajuns deasupra firului perimetral. În tot acest timp, aparatul afișează corect că a inițiat procedura de întoarcere la stație. În concluzie, cu regret, am fost nevoit să returnez aparatul. Cum prețul, caracteristicile și aspectul robotului mi-au plăcut, mi-am dorit să-l înlocuiesc.
Astfel că, la două zile aflând că un apropiat, deranjat de complexitatea instalării pe o peluză cu multe suprafețe, s-a hotărât să returneze o unitate, l-am rugat să mă anunțe ca să-l cumpăr, produsul nemai fiind disponibil la raft. Am refăcut instalarea într-o formă dreptunghiulară, simplificată, cu ocolirea unui obstacol imaginar. Am acordat o atenție deosebită instalării pentru a nu deruta accidental sistemele de orientare ale aparatului. Cablurile apropiate le-am pus la distanță mică, paralele și nu le-am intersectat, iar modificările de direcție le-am făcut cu unghiuri largi, de 45 de grade sau mai mici. De asemenea, am asigurat un minim de 2 metri înainte și după stația de încărcare. Și pentru acest aparat am testat tunderea cu pornirea din stație, pe care, la fel ca primul, l-a făcut foarte bine. Schimbă direcția când ajunge la cablul perimetral și ocolește corect obstacolele pe care le-am delimitat. Deoarece sunt necesare până la 12 încărcări pentru tunderea unei suprafețe de 500 de metri pătrați, procedura de întoarcere la stația de încărcare este extrem de importantă. Astfel, am întrerupt repede tunderea pentru a testa această funcție. Robotul intersectează firul perimetral, îl detectează și îl urmează în direcția corectă spre intrarea în stație. Am cumpărat acest robot cu un cupon de reducere, astfel că am plătit 1169 de lei, fiind în acest moment mult mai ieftin decât orice alt produs similar. Și am răsuflat ușurat. Acest model funcționează. Am continuat să-l testez pentru ca să înțeleg foarte bine cum funcționează, dar mai ales să înțeleg care sunt distanțele de siguranță necesare față de obstacole pentru a face instalarea finală cât mai bine. Din păcate, la a doua pornire din stație, robotul a mers mai puțin de 2 metri și a afișat hardware error. Cum atenția mea a fost confiscată complet de comportamentul absolut anormal al aparatului, nu am continuat să filmez, însă am repetat testele, l-am resetat la setările din fabrică, am resetat stația de încărcare, însă fără niciun rezultat. În logul aparatului am găsit multiple înregistrări ale erorii Motor Hall Error. A doua zi, după ce l-am strâns, am hotărât să nu returnez acest robot, ci să solicit reparație în garanție. Sunt curios dacă această situație este doar o înșiruire nefericită de evenimente sau nu. Am testat, dar și folosesc, multe unelte Parkside care funcționează foarte bine, rare ori cu mici inconveniențe, o parte dintre aceste unelte fiind prezentate pe acest canal. Nu am fost niciodată nevoit să apelez la serviciile de service pentru nicio unealtă Parkside, fiindu-mi acum dificil să accept că un produs care este comercializat cu 3 ani garanție pur și simplu nu funcționează. Vom vedea. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's good.